Un bărbat de 32 de ani, originar din raionul Iedineț, a fost reținut pentru comiterea unui atac târhăresc. Poliția a fost sesizată de către un tânăr de 22 de ani, precum că în noaptea de 19 octombrie, pe strada Ismail, un necunoscut la deposedat de bani. În urma investigațiilor s-a constatat că suspectul s-a apropiat de victimă sub pretextul de a-i vinde un parfum. Când s-a apropiat de un bloc locativ, individul a început să-l agreseze pe tânăr. Mai mult, acesta l-ar fi amenințat pe tânăr și cu un cuțit și a sustras 830 și 5 de lei pe care i-a avea în buzunar, după care a părăsit locul faptei. Momentul comiterei infracțiunii a fost surprins de o cameră de supraveghere instalată în fața blocului locativ. După mai multe căutări, oamenii lege au reușit să-l localizeze și să-l rețină pe suspect. La audiere acesta și-ar fi recunoscut complet vina. Pentru fapta comisă, individul riscă până la 10 ani privare de libertate.